ultima duminică din anul 2013, împreună să ne unim inimile și într-un cuget și un gând, să lăudăm pe Cel care este mare și sfânt, glorie Lui. Amin. Prin îndurarea și bunătatea Lui, ne-am bucurat și ne bucurăm de un an în care Dumnezeu s-a îngrijit de noi și merită să fie lăudat. Ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru trupul nostru, pentru sufletul nostru și duhurile noastre au fost mângâiate în acest an. De aceea vrem să-i mulțumim și să-L binecuvântăm. Glorificat să fie Domnul nostru! Iubiți frați și surori, după obiceiul nostru am dorit să mai facem o rugăciune pentru o familie sau un membru a bisericii noastre. Este ultima duminică, ultima săptămână și intrăm în anul 2014 rugându-ne pentru sora Maria Nica, sora Mary, care se îngrijește ca închinarea noastră să fie plăcută în locul acesta. Ea este la serviciu în această dimineață, am vorbit cu ea, nu a putut să fie împreună cu noi, dar am dorit să ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Dumnezeu să fie călăuză și companie în singurătatea ei. Dumnezeu să se îndure de ea și să-i dea binecuvântările de care are nevoie. Vă invit așa cum stăm să venim în această rugăciune și să ne rugăm pentru această soră. Totodată concluzionăm rugăciunea din săptămâna care a trecut pentru sora Ana Nan, care este cu noi. Dumnezeu să ia aminte la rugăciunea noastră. Dumnezeu să lucreze în viața lui Joshua și în viața copilului ei Costel. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Mulțumim pentru sora Ana și ne rugăm pentru sora Maria. Și în această săptămână în care am intrat, vom continua să ne rugăm pentru sora Maria Nica. Este sora care se îngrijește de biserica noastră și dumneavoastră toți o cunoașteți sub numele de Mary. Domnul să se atingă de ea. Amin. Venim într-o rugăciune în comună. Amin. Acum vă invit să
Deschidem cuvântul Domnului, așa cum stăm pe picioare, la Isaia, capitolul 9, vom citi primele 7 versete, pagina în Sfânta Scriptură 689, traducerea Cornelescu. Cuvânt care ne va servi ca text de învățătură pentru această dimineață. Bineînțeles, frații care de data aceasta sunt toți musafiri, sunt liberi să vorbească ceea ce Domnul îi va călăuzi. Noi vom citi textul programat pentru biserica noastră, text care vorbește despre cel care s-a născut în lumea noastră și toate predicile noastre sunt despre el, slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Isaia, capitolul 9, versetul 1, începem citirea în liniște. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftale, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu mulțești poporul, îi dai mari bucurii. Și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se înveselește la împărțirea prăzii, că jugul care apăsa asupra lui, toiacul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-asuprea, le-ai sfărâmat ca în ziua lui Marian. Căci orice înălțime purtată în încălțăminte purtată în învălmășeala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprienire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit acum să ne salutăm, ne întoarcem în stânga și în dreapta, ne urăm bun venit și ocupăm locurile. Bine ați venit și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Iubiți frați și surori, în primul rând am dorit să lăudăm pe Domnul, în a cărui nume ne-am adunat și am dorit să vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră în această dimineață, urându-vă bun venit în casa Domnului din Ghețimani și totodată ne rugăm ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre tuturor. Amin. Am dorit să salutăm în primul rând în mijlocul nostru pe Domnul nostru, prezența Duhului Său cel Sfânt care am simțit-o. Aș vrea, dacă pe lângă ce s-a auzit din cuvântul Domnului, prin profeție a mai fost ceva, vedenie sau cuvânt, este loc să se spună. Ați mai avut ceva? Fratele Ilie nu aude, de aia m-am adresat să-mi citească buzele. Dacă a mai fost ceva din partea Domnului, dacă doar ce s-a auzit, continuăm să salutăm între noi din România, din județul Arad, este fratele păstor Cornel Lela, împreună cu soția lui Viorica. Le spunem bun venit și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Fratele Cornele va sluji din cuvânt și ne rugăm ca Domnul să-i dea inspirație, El ne va aduce și salutările. Apoi, împreună, și zic eu cu ocazia aceasta, sau nu numai, este familia Leila și anume fratele Daniel împreună cu soția lui, care sunt părinții surorii Dolores Vlad, care este în biserica noastră. Vă spunem bun venit și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ridicați-vă să vă cunoască oamenii. Bun venit la Ghețiman și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aveți o fată de care ne bucurăm și suntem mândri că ați crescut o fată de care biserica noastră este bucuroasă și mândră. Domnul să vă binecuvinteze. Salutăm din nou între noi pe fratele Ilie Schipor, deja îl cunoaștem, ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea și lui cuvânt, bineînțeles fratele Moloceniu pe care deja l-ați văzut, fratele Filon, apoi în dreapta mea este fratele Liviu Oniga, el vine din România, din Bistrița și din America, din Detroit. Liviu, ridică-te să te cunoască, bun venit la noi, Dumnezeu să te binecuvinteze. După cum vedeți, în această dimineață ne vom bucura de frați care vor sluji prin cuvânt. Dacă sunt frați, noi ne rugăm ca Dumnezeu să-i folosească. Când este cântare, ascultăm mai mult cântare. Când este cuvânt, ne rugăm ca Domnul să ne vorbească și noi să putem împlini cuvântul Său.
Aș vrea să salut între noi fiecare ceilalți de la alte biserici. Fratele Dumitru îl văd în mijlocul nostru, a venit cu fratele Unica, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumitru, bun venit la Ghețiman din nou, el este un prieten al bisericii noastre. Văd acolo doi frați, doi oameni pe care nu-i cunosc. Dacă vreți și aveți amabilitatea să vă ridicați, să ne spuneți cine sunteți, de unde veniți și să vă urăm bun venit în biserica noastră, să vă cunoaștem. Vorbiți românește totuși? Vorbiți românește? Cineva să... puțin? Cineva să aibă grijă ca și persoanele de acolo, acești frați, să înțeleagă mesajul. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Welcome to our church. May God bless you. Amen? Am dorit acum să salutăm și membrii bisericii noastre. De ce nu? Bine ați venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. N-am să enumerez pe fiecare pentru că ne cunoaștem. Domnul să vă binecuvinteze pe toți și ceilalți care sunteți, Domnul să vă binecuvinteze și bine ați venit. Am dorit acum să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun, timp în care facem și colecta. Având în vedere că este ultima duminică din anul acesta, dăm oportunitatea celor care nu au reușit să-și achite membria, celor care mai au restanță și vor să o achite și pot, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cântăm o cântare în comun, timp în care facem colecta, apoi corul bisericii va lăuda pe Domnul cu o cântare și ne pregătim inimile să ascultăm primul mesaj din această dimineață prin fratele Liviu Oniga și ne rugăm ca Dumnezeu să-L inspire. Amin. Hai și laudă-L pe Domnul Sfânt, aleluia, aleluia. Hai și laudă-L pe Domnul Sfânt, aleluia, laudă-L pe El cântând, aleluia, laudă-L, laudă-L, laudă-L. Laudă, 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 laudă pe El cântând, aleluia. Cel născut în Betleem, aleluia, Fiul de om de Dumnezeu, aleluia. El Iisus, El Iisus, El Iisus, El Iisus, Fiul de om, de Dumnezeu, aleluia. El Iisus, El Iisus, El Iisus, El Iisus, Fiul de om, de Dumnezeu, aleluia. În curând vom fi cu El, aleluia. Fericiți în raiul Său, aleluia. Fericiți, 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 fericiți raiul Său, aleluia. Fericiți, 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 fericiți raiul Său, aleluia.
Slăviți să fie Domnul! Amin! Mă bucur că, deși sunt de prima dată în această adunare, am simțit pe Dumnezeu la rugăciune. Și cuvântul lui Dumnezeu se împlinește, care spune, când doi sau trei sunt prezenți în numele meu, eu sunt acolo, zice Domnul. Și îi mulțumim că Dumnezeu este aici, a fost la rugăciune, la cântare și îl implorăm pe El să fie cu cei ce propovăduiesc Evanghelia. Așa, după cum fratele păstor spunea, sunt original din Bistrița, de 11 ani în America, în Michigan, și cred că n-a trecut un an ca să nu vin la Chicago, la prietenul meu, Dumitru Rus. Și aseară mă întreabă, zice, la ce biserică vrei să mergi? Și mi-am adus aminte că tatăl meu a fost prieten bun cu fratele Bâlici și am zis, vreau să merg la Ghețimani. Am auzit numai lucruri bune despre biserica aceasta și am zis, vreau să vizitez această biserică. Nu știam nimic despre ea, știam că este un păstor tânăr și am zis, vreau să vizitez biserica și vă spun sincer că n-am vrut să vin la Amvon, am zis, vreau să mă duc să vedem cum este la biserică și să stau în bancă. Dar dacă Dumnezeu vrea să vorbească ceva prin robii Lui, îi dăm loc. Aș vrea să citesc doar un singur verset, așa cum stăm jos, care să servească de învățătură în dimineața aceasta, din Luca 19, versetul 4. Un text foarte cunoscut, nouă, dar sperăm ca Dumnezeu să ne învețe pe toți câte ceva. Este vorba despre Zacheu și versetul 4 zice așa, Zacheu a alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Zacheu, despre care poate că toți copiii știu întâmplarea lui să cântă în cântări de copii, a fost mai marele vameșilor. Și omul acesta avea o problemă personală cu Iisus. Și în dimineața aceasta, cred că fiecare care am venit aici, avem cel puțin o problemă de rezolvat. Nu știu de ce natură este problema fiecăruia, dar am venit aici pentru că vrem să ne întâlnim cu Iisus și vrem ca Iisus să ne rezolve problemele. Amin. Și omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a suit într-un dud să-l vadă. Toată lumea știa că este mic de statură și îmi place să cred că era așa de statura mea. Și în dimineața aceasta aș vrea să vedem trei secrete ale acestui dud. De ce Zacheu s-a suit într-un dud? De ce a alergat înspre un dud? Și în primul rând, primul secret al acestui dud este că dudul este plasat pe drumul pe care trecea Iisus. Mai marele vameșilor, un om care avea o problemă personală, s-a interesat dinainte. Și zicea, vreau să mă întâlnesc cu acest Iisus despre care poate el a auzit dinainte. Vreau să vedem pe unde trece omul acesta. Vreau să vedem traseul lui, itinerarul lui și vreau să mă duc acolo și să fiu pe drumul acela. Și mă voi sui și mă voi duce într-un loc pe unde Iisus să treacă aproape de mine. Și omul acesta găsește un dud și dudul este plasat exact pe locul pe unde trece Iisus. Și aș vrea să te întreb în dimineața aceasta, pe care este dudul nostru, frați și surori? Sunt trei duzi care n-ar trebui să lipsească din viața fiecărui credincios. Și primul dud este aici în adunare. Dacă avem o problemă și vrem ca Dumnezeu să ne rezolve problema și vrem ca Dumnezeu și să ne întâlnim cu Iisus, trebuie să venim la adunare și să nu lipsim de aici. Zacheu a înțeles acest lucru și a zis, vreau să mă întâlnesc cu Iisus. Al doilea dud care ar trebui să fie în viața fiecărui credincios este rugăciunea făcută în odăiță. Cuvântul lui Dumnezeu spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, este acolo, eu sunt acolo. Dar aș vrea să vă spun că acolo în odăiță, dacă ne plecăm genunchii și ne rugăm cu lacrimi înaintea lui Dumnezeu și aducem problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu se prezintă și acolo. Vreau să vă întreb, câte minute în fiecare zi petrecem în odăița noastră? Zacheu s-a dus pe drumul pe care trecea Iisus. El vrea să se întâlnească cu Iisus. Și un al treilea dud, care ar trebui să nu lipsească din viețile noastre, sunt locurile
unde se adună frații la rugăciune în afara bisericilor. Și am întâlnit frați pocăiți de ai noștri care au spus: eu nu mă duc la rugăciune, mă duc la adunare și atâta. Și mă gândeam, atâta de mult pierd oamenii aceștia, pentru că acolo unde frații se adună la rugăciune față de biserică este cu totul altfel. Nu trebuie să lipsim nici de la adunare, nici de la rugăciune, dar nici din odăiță, frați și surori. Am întâlnit, lucrez în spital și când un bolnav vine de prima dată acolo, una din întrebările care le punem este: ce fel de religie ai sau de câte ori n-ai, de cât timp n-ai fost la biserică sau unde mergi la adunare? Și aș vrea să vă spun că marea majoritate a oamenilor cu care stau de vorbă n-au fost la adunare de zeci de ani și mă gândeam ce fel de credincioși sau ce fel de creștini și se dădeau creștini. Ce fel de creștini sunt aceia care nu se duc să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos? Și aș dori noi, care suntem în dimineața aceasta, să nu uităm acest trei dus, frați și surori: biserica, rugăciunea și rugăciunea din odăiță. În al doilea rând, aș vrea să vă spun un alt secret al Dudului. A fost acela că Dudul l-a scăpat pe Zacheu de obstacole. Când vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, Satana îți pune piedici și Satana ne pune piedici și nu ne lasă. De câte ori n-am vrut să mergem la rugăciune și mi s-a întâmplat și mie și am zis: mă, atâta sunt de obosit, poate n-am dormit de 2-3 zile și trebuie să dorm. Și Satana mi-a pus piedică. Și așa i-a pus Satana piedică și la Zacheu. Și a spus: Zacheie, se gândea Satana, nu vreau ca tu să te întâlnești cu Iisus, pentru că știu că atunci când te vei întâlni cu Iisus, ți se va schimba viața, ți se va rezolva problema. Și Satana nu vrea ca problemele noastre să fie rezolvate. Satana vrea ca pe noi să ne țină în stres, ca să nu putem să slăvim pe Dumnezeu. Dar aș vrea în această dimineață ca acest dud să înțelegem că ne scapă de obstacole. Și în primul obstacol al lui Zacheu a fost aici în versetul 4 care l-am citit: a alergat înainte, era timpul. Iisus trecea poate o singură dată pe acolo, mergea, de la, mergea spre Ierusalim cu ucenicii și Zacheu știa: poate nu mă voi mai întâlni niciodată cu Iisus. Trebuie să alerg înainte, m-am interesat pe unde trece, dar trebuie să fiu primul. Zacheu a vrut să-L vadă pe Iisus față în față. N-a vrut să-L vadă de la o distanță. A zis: vreau să mă întâlnesc cu El, eu am o problemă, pentru mine această problemă este importantă. Și timpul îmi joacă feste. Și în zilele noastre, timpul este una dintre problemele cu care ne confruntăm fiecare. Și de multe ori, în loc să spunem adevărul, mințim că n-avem timp, pentru că nu ne știm prioritățile. Păi frate, ai fost la rugăciunea seară? Păi mă frate, n-am avut timp, că am făcut asta și asta. Asta este o minciună. Când auziți că pe cineva că spune că n-are timp, să știți că acela minte. Prioritățile nu sunt în ordine. Pe primul loc trebuie să fie Iisus și rugăciunea și apoi problemele noastre personale. Al doilea obstacol pe care Zacheu îl întâlnește este slujba lui. El era mai marele vameșilor. Cum el să se plece să se întâlnească cu Iisus? Cu un om de nimica pe care cel mai mulți dintre iudei îl ponegreau? Nu știu ce fel de slujba ai, dar la adunare trebuie să venim. Nu știu ce fel de... nu știu câți bani ai în bancă, nu știu ce fel de copil ești, de păstor sau de milionar sau de miliardar, dar toți avem nevoie de Iisus. Și dacă acest obstacol stă în calea întâlnirii noastre cu Iisus sau în calea întâlnirii problemelor noastre cu Iisus, aș dori ca acest obstacol Dumnezeu să ridice în această dimineață. Și în ultimul rând, un alt obstacol al lui Zacheu au fost ucenicii. Domnul Iisus pleacă, pleacă cu ucenicii și zice: trebuie să mergem la Ierusalim, și le spune că el trebuie să pătimească și să moară, și nu le spune totul. Și ucenicii parcă văd că abia așteaptă să vadă, când ajung la Ierusalim, ce vrea să spună Mântuitorul. Și se opresc pe drum prima dată la intrarea în Ierihon și vindecă un orb
și ucenicii parcă nu mai puteau și parcă ziceau în inima și în mintea lor, dar vrem să ajungem la Ierusalim să vedem ce vrea să spună Domnul. Și se mai oprește odată Domnul Iisus la Zacheu și parcă ucenicii ardeau de nerăbdare. Nu cred că au spus ceva ucenicii, că nu scrie Biblia, dar ardeau de nerăbdare și acesta a fost un obstacol în calea lui Zacheu. Și aș vrea să vă întreb în această dimineață, care sunt obstacolele care ne împiedică să aducem problemele noastre și să ne întâlnim cu Iisus Hristos? Poate că vei zice, păi Dumnezeu m-a paralizat și sunt paralizat de 10-15 ani și dacă Dumnezeu m-a lăsat așa, păi lasă că Dumnezeu m-a vindecat. Aceasta este nepăsare, frați și surori. Dumnezeu vrea să insistăm înaintea Lui, Dumnezeu are planuri mari, Dumnezeu vrea să lucreze, El este același ieri, azi și în veci, dar are nevoie de oameni vii și lucrători și oameni ambițioși și motivați prin care Dumnezeu să lucreze. Și în această dimineață aș dori ca Dumnezeu să ridice orice povară și orice idee de aceasta de nepăsare și să venim înaintea lui Dumnezeu și când avem posibilitatea să-i spunem lui Dumnezeu problemele noastre, să nu tăcem. În al treilea rând, un al treilea secret al Dudului și ultimul cu care mă duc spre încheiere, este că atunci când te duci, când Zacheu s-a dus la Dud, acesta a avut o întâlnire personală cu Iisus. Acesta, într-adevăr, l-a cunoscut pe Iisus. Și aș vrea să fac o scurtă comparație cu tânărul bogatul de aici, din Luca. Amândoi s-au întâlnit cu Iisus, și Zacheu și tânărul bogat. Amândoi cunoșteau legea Vechiului Testament. Când tânărul bogat a fost întrebat de Iisus, ai păzit tu legile din Vechiul Testament, el a spus, pe toate le-am păzit din pruncie. Zacheu, când s-a întâlnit cu Iisus, el a dat jumătate din avere și pe cine o năpăstuit o dat de 4 ori. Aceasta era o altă lege a Vechiului Testament. Dar Zacheu s-a întâlnit cu Iisus la Dud și tânărul bogat nu s-a urcat în Dud, nu s-a întâlnit cu Iisus la Dud. Zacheu a fost schimbat și el a dat jumătate din avere. Nimeni nu i-a cerut să dea jumătate din avere. Nici legea Vechiului Testament, Iisus nu a zis nimica. Și uitați-vă aici acum, doi oameni care se întâlnesc cu Iisus, unul ia și se mântuiește și celălalt se duce pe calea pe care a venit. Unul zice, dau jumătate din avere pentru că m-am întâlnit cu Iisus și știu că sunt bogat și trebuie să dau la Dumnezeu și celălalt zice, tot bogat era și zice, nu pot să dau. Averea și bogăția era strânsă de inima lui. Și în dimineața aceasta aș vrea să vă spun, atunci când ajungem la Dud și când mergem la Dud să ne întâlnim cu Iisus, Iisus este prezent acolo. Cum Zacheu s-a dus pe drumul pe care vinea Iisus, și Iisus a venit și s-a întâlnit cu el. Așa face Iisus și în zilele noastre, frați și surori. Dacă mergem la Dud, la biserică, la rugăciuni, în odăiță, Domnul Iisus trece pe acolo. Așa scrie El prin cuvântul Lui. Și dacă noi ne smerim și ne înălțăm pe Dumnezeu și dacă noi ne vedem mici și îl vedem pe El mare, Domnul Iisus ne rezolvă problemele. Aș vrea să vă spun un singur exemplu cu care aș vrea să închei. Dumnezeu mi-a dăruit 4 copii și al patrulea a venit acum 4 ani. Lucram în spital și soția mea avea dureri foarte groznice. Cu fiecare copil a avut dureri, dar cu acesta al patrulea avea dureri foarte groznice. Și am dus-o la unul dintre spitale apropiate unde stăm, o ținut-o vreo 2-3 zile, o dat medicamente de durere, tot la 3-4 ore și zice, eu am făcut toate testele și zice, nu putem să-i găsim nimica, nu știm de unde sunt aceste dureri. Și o trebuie să o duc acasă în dureri și după 2-3 zile zice, Liviu, nu mai pot. Și o trebuie să o duc la spitalul la care lucram eu și după o zi, doctorul, eu am făcut teste și nu i-o găsit nimica. Lucram de noapte și era o capelă acolo, o chapel room, o cameră micuță la parter. Era 4 dimineața. Și am zis în sinea mea, mă duc să mă rog înaintea lui Dumnezeu. Vreau să mă duc la Dud, ca Zacheu. Și m-am dus și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu.
O jumătate de oră când mi-a fost pauza, dar înainte de a mă ruga, am trecut pe la ea și era în dureri groaznice și am zis, nici măcar nu stau să vorbesc cu ea, că nici nu pot, mă duc să mă rog. Și m-am dus în acea odăiță mică în spital și am strigat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, toți copiii pe care mi-ai dat i-am primit și n-am păcătuit împotriva Ta și acest al patrulea, Tu vezi că soția mea este în dureri, vreau în aceste clipe Tu să Te cobori și să Te atingi de ea. Și vreau să vă spun că Dumnezeu s-a atins de ea și când m-am dus dimineața la ora 7 când am ieșit de la servici, zice Liviu, de câteva ore nu mai am nicio durere și în aceea după masă o lăsat-o pe soția mea acasă și dacă 7-10 zile au fost în dureri groznice, din aceea zi nu mai avut nicio durere până n-o născut. Aș vrea să vă spun că dacă ne coborâm la dud, Dumnezeu trece pe acolo și ne rezolvă problemele. Indiferent ce probleme avem, frați și surori, Dumnezeu are putere să vindece cancer. Dumnezeu are putere să ridice pe cei paralizați, Dumnezeu are putere să dezlege lanțurile robiei, indiferent că bei alcool, indiferent că fumezi, indiferent că prea curvești, indiferent ce păcate faci, Dumnezeu ne poate dezlega. În această dimineață aș dori să ne dezlege Dumnezeu. Amin. Mulțumim Domnului și fratelui Liviu pentru cuvântul său. Când un mare războinic a intrat pentru prima oară în Ierihon, l-a dărâmat, a blestemat cetatea și a spus așa cineva, pune temelia cu întâiul născut să plătească și porțile cu ultimul născut. S-a găsit un om care a făcut lucrul acesta și a plătit prețul și a construit din nou Ierihonul. La mulți ani după aceea trecea un altul, tot Iosua îl chema. Yeshua, grecii au spus Iisus pentru a se face deosebire, un om care a venit cu binecuvântare, n-a venit ca Iosua cu blestem, a venit cu binecuvântare și au fost doi oameni de care Biblia ne arată că s-a atins în Ierihon, unul datorită statutului social, datorită funcției ce avea, datorită la ceea ce era undeva sus și altul tot datorită statutului social, datorită handicapului care l-avea, era undeva jos, amândoi lângă drum, niciunul pe drum. Și pe amândoi Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe drum, slăvit să fie El. Pe unul de sus i-a spus, Zacheie, dă-te jos, pentru că cei care merg trebuie să meargă pe calea care eu o trasez. Și pe altul care era noi departe și s-a oprit Domnul Iisus în dreptul orbului. Și fiți atenți, cât putea să fie de mare acel drum, cât de lat, nu era autostradă ca acum, era un drum de 2-3 metri. Domnul Iisus nu i-a vorbit direct și a spus la ucenici, chemați-l să se ridice de acolo. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să mergem pe calea sa. Nici în dud, dudul mândrie, bineînțeles, nu ceea ce spunea fratele Liviu, nici sus, nici prea jos, ci pe calea pe care Dumnezeu ne vrea. Amin. Continuăm închinarea noastră în această dimineață și aș vrea să fac un anunț pe care eu îmi place să-l fac un anunț special în această dimineață. Aș vrea să vă prezint doi noi membri în biserica noastră. Din România este sora Camelia Vlad. Sora Camelia, te rog să te ridici în picioare. Ea a depus cerere de membru și a fost acceptată de conducerea bisericii. Și bineînțeles, rămâi în picioare, Camelia. Te rog frumos. Din Chicago a fost la noi în biserică, a luat botezul, dar nu a completat cererea de membru și la noi se intră ca membru doar prin completarea cererii de membru. Chiar dacă frecventezi și nu ai completat, nu ești considerat membru. Trebuie să completezi o cerere. Și totodată împreună cu ea, fratele Sebastian Crișan, vă spunem bun venit în sânul Bisericii Ghețimani și în familia Bisericii Ghețimani. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai rămâneți puțin. Fiecare din noi, având în vedere că sunt membri, fiecare din noi vom avea oportunitatea sâmbătă să le facem o